Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în bucurosul apus al soarelui peste ziua Sfântului Antonie de la Iezerul Vâlcii. Un părinte duhovnicesc la care canonizare Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu și de care m-am bucurat toată perioada aceasta de ani mulți trecută de atunci, ca de un frate mai mare, sprijinitor și nădejde de fiecare dată sufletului meu. Vă îndemn atunci când vine vara, nu acum că e târziu și e toamnă și e frig, să încercați să-l vedeți acolo, la casa lui, la Iezerul Vâlcii, într-o mănăstire, aș îndrăzni să spun, fără egal, pe culmile acestea binecuvântate ale Împărăției lui Dumnezeu, ce străbat din când în când ortodoxia românească. Cuvântul de învățătură din seara aceasta îl putem extrage împreună din a doua epistolă către Tesalonice, în capitolul 1, versetul 11. Pentru aceasta ne rugăm pururea pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea sa și să împlinească cu putere toată pornirea voastră spre bunătate și orice lucrare a credinței voastre. Să vă dea putere ca toată pornirea voastră să fie spre bunătate și orice lucrare a credinței voastre. E fascinant modul acesta în care Sfântul Apostol Pavel își încurajează ucenicii de a fi buni, de a fi vrednici. Sau cum am auzit aseară, cum Domnul însuși îi încuraja pe ucenicii săi să nu facă nimic din mândrie, din grandomanie, cum i-a spune astăzi. Cuvântul de învățătură care sprijină cuvântul Scripturii este tot din același Nichita Lehan. Un cuvânt frumos. Înșelarea este gândul mincinos. Semnele înșelării sunt acestea: capul ridicat, socotindu-ne drepți, vocea înaltă ca fiind plină de vrednicie, roproșul ca fiind noi mai plini de deșteptăciune față de ceilalți, deși suntem mai plini de deșertăciune decât ei. Ne credem plini de cunoștință, urâm mustrarea, supărându-ne din dorința de a învăța, de a insista într-o ale tale pe toți cei care ne învață într-o ale lor. Cuvântul e greu, pentru că, de fapt, postirea înseamnă acest echilibru între ceea ce primești și ceea ce dăruiești. E o școală, o școală adâncă, o școală plină de preț. Poate de neprețuit, de fapt, la prima vedere, pentru că de fiecare dată e ca în școala pe care și-o dorea tot timpul Domnul Constantin Noica, aceea în care nu mai știi când, cine, cui dă, cine dă, cui dă. Din acest punct de vedere, cred că postirea înseamnă, de fapt, dacă vreți, o școală la păltiniș. O școală plină de sens, o școală în care în mijlocul nostru este așezat Hristos, care ne învață cum slăvirea lui Dumnezeu, doxologia aceasta pe care apusul de soare, lumina zilei, cântecul copiilor pe stradă sau, dacă vreți, zgomotul căruciorului din spate, de fiecare dată vin să se așeze într-o rumoare pozitivă care ne spune că viața biruiește, că putem merge mai departe cu fruntea sus, că suntem ai lui Dumnezeu. E taina aceasta prin care toate ale noastre se cresc și se desăvârșesc în El. Mâine este o nouă zi.